spuneți-ne, până acum, ați simțit cumva acest suport a Uniunii Europene și a României și cum ați, prin ce? Neapărat. L-am simțit permanent și când am fost în serviciu și chiar și când nu sunt în serviciu, grădinițe, școli, apeducte, instituții de învățământ superior care au fost renovate cu ajutorul Uniunii Europene și României. Am avut și această situație rușinoasă care ajutoare pentru poporul nostru în cel mai greu moment de criză, de pandemie, au fost primite sub pod, sub podul de la telecentru, nu în Piața Mare Adunării Naționale, unde se aduna cei interesați, fie Ministrul Sănătății, fie Ministrul Apărării, fie Ministrul pentru Situații Excepționale, cu era destinat ajutorul. Cred că acest ajutor era destinat cetățenilor noștri, dar asta s-a socot că a fost o batjocără. Astăzi este o zi crucială, de votul nostru depinde cum pe data de 25 iunie, dacă vom demara lucrări, deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.